Astrele aduc vești bune pentru anumite zodii din horoscop. Luna august va fi favorabilă pentru acești nativi, iar karma și destinul vor fi de partea lor. Se anunță un câștig de bani, călătorii, iar noi iubiri le bat la ușă. Berbec. Berbecii vor renaște odată cu ultima lună de vară. Potrivit astrologilor, acești nativi vor avea parte de câștiguri substanțiale de bani. Vor pleca într-o călătorie mult visată, dar își vor găsi și sufletul pereche. Ce-i drept, în ultima vreme, persoanele născute sub acest semn zodiacal au trecut prin multe provocări, iar suferința le-a fost un adevărat dușman. Urmează să se bucure în sfârșit de dragoste adevărată și să atingă succesul pe plan profesional. Pentru ei, vacanțele nu vor mai fi doar un vis, urmând să profite din plin de viață. Gemeni. Gata cu tristețea și veștile rele. Gemenii vor avea parte de noroc, prosperitate, spor și multă dragoste. Până la sfârșitul lunii august, ar putea ca acești nativi să spună da în fața altarului și să primească un premiu important în materie de bani. Cât despre visul lor de a călători, cel mai probabil li se va îndeplini până la jumătatea lunii. Vor spune adio persoanelor toxice, iar totul va fi în favoarea lor. Fecioară. Pentru acești nativi se anunță o perioadă extraordinară în care o nouă iubire le va ieși în cale, iar problemele financiare vor dispărea. Cel mai probabil vor primi o mărire de salariu sau vor avea parte de un câștig uriaș la loto. De asemenea, pentru ei distracția va fi în toi, urmând să-și petreacă concediul fie pe o insulă exotică, fie într-o zonă montană. Leu. Zodia Leu este mereu determinată să-și atingă scopurile. În ultima vreme a muncit mult pentru a-și îndeplini dorințele, motiv pentru care va veni momentul să culeagă roadele. Luna august va fi o perioadă benefică pentru acești nativi, întrucât se vor bucura de realizări financiare. Vor avea parte de distracție din plin, ba chiar vor ajunge să călătorească peste mări și țări. Surprizele se țin lanț de persoanele născute sub acest semn zodiacal, iar cel mai probabil va fi vorba despre o căsătorie neașteptată sau chiar un copil. Relatează click.ro.